pătrunde viziunile lucrării din planul de 6000 de ani al lui Dumnezeu. Ele-s mistere de nepătruns pentru toți oamenii. Indiferent câte cunoștințe despre Biblie ar arăta omul, rămân doar niște cuvinte, căci omul nu-i cunoaște substanța. Această lucrare de 6000 de ani e mai misterioasă decât toate profețiile. E cel mai mare mister de la creație până în prezent. Niciunul din profeții din toate epocile lumii n-a putut pătrunde acest ascuns atât de profund. Nimeni nu poate înțelege voia lui Dumnezeu decât dacă El însuși o explică și-o dezvăluie tuturor oamenilor, altele rămân nedumeriți. Ca să nu mai pomenim de cei religioși, dacă nu vi s-ar fi vorbit despre asta, n-ați avea habar. Această lucrare de 6000 de ani e mai misterioasă decât toate profețiile. E cel mai mare mister de la creație până în prezent. Niciunul din profeții din toate epocile tu pătrunde acest mister, dezvăluit doar în zilele de pe urmă. Zilele de pe urmă, zilele de pe urmă. Prin citirea Bibliei omul poate înțelege unele adevăruri, poate explica creație până în prezent. Niciunul din profeții din toate epocile lumii n-a putut pătrunde acest mister dezvăluit.